Adevărata capitală a florilor este un orășel aflat la numai câțiva kilometri de Amsterdam. Acolo se află cea mai mare bursă de profil din lume, unde zilnic se fac afaceri de zeci de milioane de euro. O echipă Canal D a reușit să intre în această lume fascinantă. Colegii mei, Laura Vasiliu și Vlad Ciobanu, ne invită să parcurgem drumul florilor. E dimineața de vreme. Ne pregătim de plecare în Olanda la cea mai mare licitație de flori din lume. Vom desluși secretul florilor din casele românilor. De unde vin, cum se cumpără, cum se licitează și lungul drum spre casă. Îl avem drept ghid pe domnul Traian Săplăcan, un om de afaceri din București care importă flori din Olanda de mai bine de 12 ani. Mergem la Amsterdam, la bursă de flori. Oare de ce? Cumpărăm flori. De fiecare dată vin învingător. Și astăzi? Astăzi, cu siguranță, vremea ne favorizează. În Occident, temperatura e mult mai scăzută decât în România. Prețurile sunt scăzute la bursă, astfel că rezolvăm totul bine. După un zbor de 3 ore, aterizăm în Țara Florilor. Ne grăbim să ajungem la Alsmeer, un orășel de lângă Amsterdam, un fel de meca florilor lumii. Aici sunt sute de brokeri și milioane de flori care așteaptă să-și găsească proprietarii. Cum coborâm din avion, domnul Traian este întâmpinat de brokerul olandez Ronald, omului de bază și profesionistul care îți poate spune dintr-o privire ce flori merită să cumperi sau nu. Good morning, welcome. How are you? Good. Super. Yeah? Good seeing you. Hello. Nice to meet you. Hello. 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 Hey daar, mooie meid. Is de hoogste tijd. Intrăm în imensa hală care se întinde pe o suprafață de peste 1 milion de metri pătrați. Ne întâmpină un olandez vesel și pus pe cântat. Și cum să nu fie relaxat când este înconjurat de toate frumusețile lumii. Suntem la Alsmeer, în cea mai mare clădire comercială din lume. Are suprafața peste 200 de terenuri de fotbal. Aici se dă ora exactă în materie de flori. Flori din toată lumea, din Africa, din America, sunt aduse aici, sunt scoase la licitație și ajung în casele românilor. În raiul florilor te învăluie din fiecare parte câte o culoare sau câte un parfum aparte. Nu știi la ce să te uiți sau ce să admiri mai întâi. Domnul Traian nu pierde deloc timpul. Inspectează florile și știe deja ce va licita mâine. Românii preferă în general plantele cu flori. Cât mai viu colorate, cât mai... Avem și o gamă de clienți care preferă plantele decorative prin frunze. Aceste orhidee Cattleya au miros deosebit. Și plac la nebunie. Sunt și plante rezistente, înfloresc destul de des. Este ora 5 dimineața, iar licitația a început deja. Milioane de flori au fost încărcate în troliuri și așteaptă să ajungă în fața brokerilor. Bursa de flori este atipică. Se pornește de la un preț maxim, iar brokerii licitează spre un preț mai mic. Totul este automatizat. În fața lor se plimbă trenulețe încărcate cu flori. 20 de milioane de plante se cumpără aici zilnic. O afacere de 40 de miliarde de dolari anual. Este adrenalină, concentrare maximă și liniște. Nu este zgomotul specific burselor financiare. Brokerii nu vorbesc, ci apasă pe niște butoane și negociază fiecare lot de flori în parte. Un broker bun are nevoie de rapiditate. Un broker are la dispoziție doar 3 secunde pentru a putea cumpăra florile pe care le dorește clientul său. Dacă nu este destul de agil, poate pierde totul. Odată negociate, cărucioarele se mișcă automat pe șine și ajung imediat la depozitul brokerului care le-a câștigat la licitație. Fiecare container are un cod de bare și așa totul este mai simplu. La finalul licitației, cumpărătorul vine să-și vadă florile. Se declară mulțumit. Nu și brokerul. Zăpada din Europa a stricat vânzările. Today was too quiet. For the export, we normally in this time of the year we can sell a lot of plants, but at the moment it's because of the snow everywhere in Europe. But what did you bought for Mr. Traian today? For Mr. Traian, we bought a lot of nice flowers, really flower plants that goes fantastic, I think, in Romania, and also for the right prices. This, we have a happy man here standing, I think. Pe fondul acestei ierni prelungite în Occident, prețurile la bursă sunt foarte scăzute. Astfel că unele produse le-am luat chiar cu o treime de preț.
Florile sunt încărcate apoi în tiruri, unde temperatura trebuie să fie de maximum 15 grade. Au la dispoziție 48 de ore să ajungă la destinație. În România, în florării. Acasă pe domnul Traian îl așteaptă soția, Ria, o belgiancă devenită între timp româncă. Simte, gândește și trăiește românește. Ea este cea care se ocupă de bunul mers al importului, dar și de decorațiunile florale. Cred că este o afacere cea mai grea, dar de cea mai mare plăcere. Dar este cel mai greu afacere. Este mai ușor să vindem hainele, nu are nevoie de apă, nu are nevoie de lumină, nu are nevoie de grijă. Așa cum hrana ne menține în viață și ne dă un anumit confort, o stare de bine, floarea este mai mult decât atât. Aș putea să o compar cu o rugăciune, aș putea să o compar cu un moment de confesiune.